NATO a decis să prelungească mandatul secretarului general Jens Stoltenberg cu încă un an. Alianța a preferat să rămână cu un lider experimentat în loc să încerce să găsească un succesor în condițiile în care războiul din Ucraina face ravagii la ușa alianței. Jens Stoltenberg, fost prim-ministru al Norvegiei, este liderul Alianței Transatlantice din 2014, iar mandatul său fusese deja prelungit de două ori anterior, odată cu un mandat plin de încă patru ani, apoi pentru încă un mandat din cauza izbucnirii războiului din Ucraina. Actualul mandat expira la sfârșitul lunii septembrie. Stoltenberg s-a declarat ororat de decizia de prelungire a mandatului său. Legătura transatlantică dintre Europa și America de Nord a asigurat libertatea și securitatea noastră timp de aproape 75 de ani, iar într-o lume mai periculoasă. Alianța noastră este mai importantă ca niciodată, a spus acesta pe Twitter. Decizia înseamnă continuitate la vârful NATO în condițiile în care cei 31 de membri ai săi se confruntă cu provocarea de a sprijini Ucraina în respingerea invaziei Moscovei în timp ce încearcă să evite în același timp un conflict direct între NATO și forțele ruzești. Stoltenberg, în vârstă de 64 de ani, este considerat în întreaga alianță un lider constant și care are răbdarea de a găsi consensul. Stoltenberg va trebui să gestioneze diferențele de perspectivă ale membrilor față de gradul de implicare a NATO-NATO. Asia. Statele Unite ale Americii fac presiuni pentru un rol mai mare în contracararea Chinei, în timp ce alții, precum Franța, insistă ca NATO trebuie să-și mențină concentrarea asupra zonei nord-atlantice. Diplomații și analiștii îi acordă lui Stoltenberg merite mari pentru că a ținut unit Alianța Nord-Atlantică în privința Ucrainei. El a reușit acest lucru prin găsirea unui echilibru între cei care cer sprijin maxim pentru Kiev și alții care îndeamnă la mai multă prudență de teama declanșării unui conflict global.